Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. Cât de repede o democrație poate degrada până la un stat polițienesc? Vorbim astăzi cu tineri care nu sunt cu mult mai în vârstă decât tânăra noastră democrație. Putem deja asista la acest proces de degradare până la un stat polițienesc? Discutăm cu invitații mei din studio. Îi salut pe Roman Zaidoinov, avocat. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Sergiu Tofilat, expert în energetică. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Dumitru Alaibă, expert economic. Bună seara, Dumitru. Și Sergiu Cebotar, fost șef al Serviciul Control Financiar și Audit Intern, Poșta Moldovei. Bună seara, Sergiu. Bună seara. Trecem deodată la Pertu, cred că așa va fi mai firesc, pentru că ne cunoaștem foarte bine, în afară camerelor de luat vederi. Înainte de emisiune ne vorbeam cu voi despre așa numitul pofighism moldovenesc, care se pare că începe să dispară, nu știu, cel puțin eu văd asta în ultimele săptămâni, dacă câteva săptămâni în urmă mai multă lume spunea că nu prea vede rostul în proteste, că protestele nu aduc la nimic, nu schimbă nimic. Iată ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni, îi face pe mai mult să iasă, chiar dacă nu susțin un partid sau altul, sau o platformă, sau un politician sau altul, pur și simplu vor ieși pentru că apar tot mai multe informații despre faptul că puterea nu vrea ca oamenii să iasă la proteste. Eu aș fi crezut că este o exagerare când am citit primele știri, primele postări despre faptul că oamenii sunt chemați la poliție, dacă personal n-aș fi primit chiar ieri două mesaje de la telespectatorii mei fideli, care mi-au scris că într-adevăr au fost citați, au fost contactați, e legat de activismul lor pe rețelele de socializare, de pe Facebook. Eu mă întreb, noi unde am ajuns? Tot acolo de unde ne porneam? Eu țin minte cum în 2009 cei mai activi blogeri erau invitați la SIS sau la poliție pentru faptul că scriu nu ceea ce trebuie pe rețelele de socializare. Dumitru, noi tot acolo am ajuns? În general, tu simți că există, există această cazul personal, cazul personal nu. Nu am fost abordat în niciun fel. Dom'le, te cunoaște că ești destul de nebun să fie abordat. Mai mare scandalul să fie de asta. Dar da, din păcate, impresia mea este că metodele sunt aceleași, mai mult ca chiar și oamenii sunt aceleași, dacă să ne uităm. Deci exact. Oamenii aceiași, manualele aceleași, metodele respectiv sunt aceleași. Ca să ne referim la în ce stat de fapt trăim, da, eu cred că noi pur și simplu am deviat puțin de la statul polițienesc și acum ne-am întors iată, cum spuneam eu mai recent, în anul 2007, când lumea era în frică, lumea era, Doamne ferește, să calci în stânga, în dreapta, și suntem suntem guvernați până la urmă, da, de așa zisă guvernare, de o clasă politică care de fapt ei alegeri n-au câștigat, da? Pentru că ei au luat cât? Au cumpărat sau au furat vreo 16% din voturi. Ei știu că alegeri n-au să câștige dacă ar fi alegeri, respectiv cam încearcă să blocheze din toate părțile posibile orice zvâcnire de alegeri anticipată în Parlament. Și respectiv, asemenea clasă politică care are o singură strategie, să mențină la guvernare cât mai mult posibil, știind că nu are nici credibilitate, nici suport în societate, doar prin metode polițienești, doar prin represii care urmează probabil să le observăm și să le mai vedem. Doar așa se vor menține. Dar care este problema cu oamenii, de exemplu, vor să iasă să protesteze pașnic? Iată, de exemplu, ieri îmi scrie Radu, un telespectator fidel. Bună seara, doamnă Natalie, pot să vă spun că, într-adevăr, la momentul dat, poliția și alte organe de stat se ocupă de speriatul populației pentru că să nu iasă la proteste. În cazul meu, m-a contactat un cunoscut din poliție din raionul Glodeni și mi-a spus că de la Chișinău a venit ceva informație pe mine și că în zilele următoare voi fi chemat la poliție. Iată. Deci indicația a fost să înăbuși protestele. Deja cum e vorba de oameni activi. Cum înțeleg oamenii care execută chestia asta e altceva, știi? Dintr-o parte se încearcă de credibilizare, din altă parte se încearcă inducerea unui sentiment maxim de pesimism, cu oricum vorba ce n-o să primească, știți? Și din altă parte polițiștii, mă rog, care pur și simplu au asemenea sarcini mârșavi la urmea urmei, își fac treaba, da? Și sperie oamenii în continuare. Deci asta în mare parte cam trei strategii, trei instrumente care se aplică ca
astfel încât să avem cât mai puțini oameni în, în ziua de duminică la, la protest. Eu cred că asta e un drept elementar de bază a oamenilor în momentul în care nu au încredere în, în oamenii care, care, de care sunt guvernați, în momentul în care, în care nu au încredere în, în ziua de mâine și nu au încredere în nicio decizie luată, fie în guvern, fie în parlament. Asta e nu cât drept, asta e obligație, să vii și să arăți nemulțumire și să, să, să protestezi în, în, evident în mod pașnic. Și lasă să vină toată poliția să garanteze securitatea, să garanteze absolut, da, mersul pașnic al protestului. Și dacă o să fie violență sau ceva, nu o să fie problema gloată, o să fie eșecul poliției. Sergiu, ai fost la Interpol 2 săptămâni în urmă, a doua zi după ce Jurnal TV a publicat o mare investigație despre contrabanda anabolizantelor. Ai făcut multe declarații tari la Interpol. Drept urmare, a fost creată și o comisie parlamentară specială pe acest caz, doar că tu n-ai fost chemat la procuratură, tu n-ai fost chemat niciun organ de drept să depui mărturii și din câte am înțeles eu de la tine, părinții tăi au fost intimidați. Asta și vreau să spun că după declarațiile făcute care au fost confirmate practic a treia zi din vamă, că au găsit careva cutiuțe mici cu anabolizante, unicul lucru care este la moment este intimidarea a familiei mele și a rudei, a părinților. Cum au fost intimidați? Poți să ne dai mai mult? Ei au mers, au venit, au de, mergând pe drum, au discutat, au spus că mai bine copil, băiatul tău să-și retragă declarațiile, că ar fi mai bine, fiind la, la o emisiune, la un canal privat, am văzut de îndată din poliție vreo câteva persoane care vroiau să, să mă intimideze. De urma mea zilnic cineva este care mă persecută, vede ce fac eu, unde mă duc eu, cu cine mă întâlnesc. Au spus părinților tăi să fii mai... Da, să fiu mai retras, să-mi retrag declarațiile, tot și de dacă genul. Nu vei retrage, ce va fi? Nu o să fie bine. Eu vreau să spun că peste două zile după ce tu ai fost la emisiunea Interpol, aceasta a fost ziua din marți, dacă nu greșesc, da, miercuri. A fost ziua din miercuri. Eu peste două zile zburam la Paris. Am vorbit cu o persoană din aeroportul Chișinău, care mai mulți ani lucrează în aeroport, este un șef mare, nu pot să-i dau nume pentru că cu siguranță îi voi crea probleme mari. Această persoană mi-a confirmat absolut tot ce ai spus tu la emisiunea Interpol. Ba mai mult, mi-am dat nume la alte două persoane din aeroport care garantează mersul acestor mărfuri prin aeroport. Mi-a confirmat că totul se face noaptea. Mi-a spus că ceea ce ai spus tu la emisiunea Interpol a fost de fapt doar vârful icebergului. Da. Că sunt mult mai multe scheme puse în realizare prin intermediul aeroportului Chișinău și oamenii se tem să vorbească despre această deschis, dar ei confirmă, oamenii din aeroportul Chișinău. Eu mă întreb, de ce până acum nimeni, cinea, procuratură nu te-a chemat și nu te-a întrebat? Păi, Sergiu, aberez, este o minciună, cine te-a cumpărat să spui aceste minciuni? Natalia, de cum poate fi baltă alternare într-un stat captiv, unde tot conduci Partidul Democrat, conduci clanul mafiot care este în Republica Moldova? Tupiul cel mai mare care a fost că la emisiune noi am vorbit miercurea, duminică spre luni vama ies cu declarații că a găsit 4 cutii de favorit pline cu anabolizante, ei duminică spre luni duc 816 pachete. Joi, fiind ședința Parlamentului, votând peste comisia parlamentară, unde un deputat din Parlament declară că 4 persoane au decedat din anabolizantele în America, 4 persoane americane au decedat. Te referi la... La domnul Redman. Declarația domnul Redman. Ei joi duc 613 pachete tot. Știi cum spune? Vaina, vaina, abiet pe răspisanie. Informația care nu pot să-i spun numele, de la Poșta Moldovei, îi adună conducerea de vârf a întreprinderii și le spune, vă rog foarte mult, nu vă faceți griji să faci comisia tot, deasupra la tot ce facem noi, stă un om foarte mare influent în Republica Moldova care conduce statul captiv, e clar că merge vorba despre că nu, noi ascotărâm întrebările, tot a fi ameliorat, noi trebuie să lucrăm mai departe. Bun, au schimbat careva motive din schemă, dar iar ești cunoscut. Îi duc mai departe. Pe mine, pur și simplu, m-a speriat când un șef mare din aeroportul Chișinău îmi confirmă 100% tot ce ai spus și mai spune că asta este doar vârful icebergului și nimic nu se întâmplă. Nimic nu se întâmplă. Domnul Zadoinov, de ce nu se întâmplă nimic?
Nu se întâmplă din cauza de că deja... De ce două zi? Sergiu a fost șef al serviciului financiar și de audit intern din cadrul Poștii Moldovei și actual director al Poștii Moldovei. De ce amândoi nu sunt chemați la poliție, la procuratură? În concediu. Da, a doua zi, după declarație. De fapt, dumneavoastră ați răspuns la această întrebare. Merge vorba pur și simplu despre niște relații mafiotice în acest stat. Mafia, în deopște, înseamnă puterea în mâinile unor hoți, dacă să facem descifrare noțiune de mafie. Anume, când vorbim de mafie, noi vorbim că sunt persoane care stau la putere și deci se folosesc de această putere pentru a comite infracțiuni. Da, pentru a comite anumite ilegalități. Și au câștigat alegerile nu prin metode tocmai democratice. De aceea și sistemul nu lucrează, nu lucrează mecanismele. Toate organele de stat care au menire să combată mafia, să combată infracțiunile, vorbesc de Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, toate aceste organele și instanțele de judecate sunt în mâinile mafiei. Atunci nu lucrează mecanismele democratice. Și de ce ei merg la oamenii care scriu despre proteste pe Facebook în loc să meargă pe la aeroport, vamă sau nu știu unde, să oprească asemenea mărfuri? Pentru că ceea ce este oprit, ceea ce este oprit. Eu nu cred că este toată marfa capturată. Sunt absolut convinsă că nouă ni se aruncă așa câte o știre odată la câteva luni ca să ne arate, să ne demonstreze că organele de drept lucrează. Cineva reforme europene. Da. Sunt niște metode bine cunoscute încă din anii 1817-1912, când era cea mai mare luptă cu mafia din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie, din Italia. În principiu, noi acum practic am ajuns în anii 1900, eu pot să vă spun. Noi ne-am întors înapoi cu 1000 de ani. Din cauza de fapt, Italia mafiei. Trecea prin acest proces un pic mai târziu, în anii 70-80 ei au început luptă cu mafia, în anii 70 mafia. Început, dar mafia era dezvoltată. Da, mafia din mult era dezvoltată, dar în 70-80 ea a ajuns să controleze aproape toată puterea. În și principiu, marelor, la noi da, și marelor lucru. Luptă a început undeva pe la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Nu putem spune că le-a reușit în totalitate, dar totuși, în principiu, acum în Italia, cel puțin se respectă legislația, cel puțin oamenii au o stabilitate, lucrează instanțele de judecată, lucrează organele de drept, la noi nu lucrează nimic. Cum omul de rând, care vrea să respecte legea, care vrea să trăiască într-o țară normală, să nu se lasă intimidat la ora actuală când el vede că, iată, ies asemenea persoane, fac asemenea declarații. Mai devreme a fost Sergiu cu Energocapital. Tu ai fost primul care ai prezentat schema. Ne-ai povestit despre Energocapital și ai explicat cum noi cumpărăm energie electrică și mai plătim unei companii offshore din fiecare factură pe care o plătim. Cum se simte oamenii când, iată, apar așa persoane care fac asemenea dezvăluiri, care fac investigații, mulți jurnaliști prezintă investigații, bombă. Și nu se întâmplă nimic. În schimb, ei postează ceva pe Facebook despre faptul că vor merge la un protest sau altul și deodată sunt citați la poliție. Da, cum omul să se simte într-un acest stat? Scopul acestor intimidări este clar. Este ingerință, sau mai bine zis, încălcarea dreptului de a protesta. Deci fiecare din noi cunoaștem că acest drept este în primul rând prevăzut în dreptul internațional, este prevăzut și în dreptul național, este și lege care ne permite nouă să protestăm împotriva oricăror întrebări sociale. La momentul de față, acest drept privind libertatea de exprimare, privind libertatea de asociere, libertatea de întrunire, libertatea de a protesta, el practic este nu că limitat, el este negat cu totul din partea statului. Statul la momentul, la ziua de azi, nu dorește să audă vocea poporului. Vorbesc de guvernare. Ei doresc să-și facă treburile lor pe care le fac acum cu diferite afaceri ilegale și nu vor să audă ce vrea poporul și care este dorința poporului la ziua de azi. De aceea, în aceste circumstanțe excepționale, respectiv, fiecare cetățean trebuie să iasă la pe 24, deci cine dorește, aprilie, deci, da, cine eu consider că toți trebuie să iasă. Nu puteți să vă închideți în apartamentele sau în casele voastre, deoarece mai târziu, ori mai devreme, o să trebuie să ieșiți afară. Și o să vă întâlniți cu aceste organele ale statului
care practic acum se ocupă cu ilegalități. Nu se ocupă cu respectarea dreptului. Iată, scrie Gheorghe Condrea, bărbatul care susține că săptămâna trecută a fost vizitat la domiciliu de către polițiști. Aceștia au venit cu o poză de-a lui și au întrebat-o pe fică dacă aceasta cunoaște acest bărbat. Iată ce a scris el. Am rămas uimit, parcă aș fi un criminal. Mă telefonau tot și mă întrebau ce s-a întâmplat că mă caută poliția. Nu aveam habar. Imediat cum am aflat, am telefonat polițistul care a fost acasă la mine pentru că îmi lăsase un număr de telefon și m-am dus la inspectoratul de poliție. Deci omul a fost deschis să meargă și să afle ce vreți de la mine. Acolo aflu că am fost chemat pentru că aș fi postat pe pagina mea de socializare un mesaj prin care am îndemnat oamenii să iasă la protestul din 24 aprilie curent din Piața Mare Adunării Naționale. Am recunoscut că da, am participat la proteste pașnice și am zis că o să mai particip pentru că ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova este strigător la cer. Dar ce am încălcat? Am instigat la ură, violență, am ieșit cu tancurile în Piața Mare Adunării Naționale, se revoltă bărbatul, asta eu citesc de la Ziarul Național. Ziarul Național a solicitat un comentariu de la Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău. Aceștia au confirmat că într-adevăr l-au citat, dar era vorba doar despre o discuție ca protestul să fie pașnic. Nu a fost intimidat și nu i s-a interzis să participe la proteste, este dreptul lui doar să respecte legislația în vigoare și să fie pașnic. A spus ofițer... Fotografia pe la oameni pe acasă. Nu, dar este interzis categoric ca oamenii să fie chemați la poliție în afara procedurii contravenționale sau procedurii penale. Este o ingerință clară în viața privată oricărei persoane și este practic o intimidare, o încălcare a dreptului de a protesta. Ceea ce ați spus dumneavoastră acum. Să știți că nu are dreptul poliția să cheme persoanele pur și simplu pentru discuții. Există codul contravențional, există codul de procedură penală. Bine, haideți să admitem, dacă omul scrie pe Facebook eu voi lua o cărămidă în mână și voi merge la protest din 24, atunci poliția are dreptul? Nu are dreptul. Deci faptul că el a spus încă nu înseamnă că el a s-o facă, în primul rând, al doilea rând, nu e clar pentru ce lui trebuiește cărămidă aceea. Tot, iată, juristul spune, avocatul... Să pună înapoi pe trotuarul. Poate eu vreau să pun cărămidă pe trotuarul de pe bulevardul Ștefan cel Mare, unde ieri noapte s-au furat. Unde ieri noapte s-au furat de pe Ștefan cel Mare, da. Chiar lângă Ministerul Afacerilor Interne s-au furat. Tu simți această intimidare sau nu? Tu simți că oamenii sunt intimidați să iasă la proteste? Intimidați, precis sunt. Bun, sunt două întrebări. Dacă sunt eu intimidare și dacă oamenii sunt intimidați. Oamenii cu siguranță sunt intimidați. Se încearcă, evident că acești băieți șmecheri la guvernare au pus mâna pe toate structurile de forță și încearcă să-și apere cu tot, cu orice preț, fotoliile pe care le dețin. Asta e clar. Era și de așteptat. Deci pentru mine nu nimic nou. Dacă mă sunt eu intimidat, eu personal nu. Au încercat să mă discrediteze după emisiunea care am făcut-o noi atunci în octombrie, aici Ministerul Economiei, în conferință de presă. Apropo, acest lucru s-a întâmplat și cu Sergiu. Imediat a două sau a trei zi a ieșit ceva pe today.media. La fel ca și după emisiune cu Ana Ursache de joia trecută, Interpol, imediat a două zi a ieșit un material despre ea. Este o schemă bine pusă pe roate. Unii nu merge, cu majoritatea merge. Da, imediat ce apare o persoană care spune prea multe, este discreditată. Numai că asta pe mine numai mai tare m-a enervat. Deci nu știu cu cine s-a pus. Și dacă cineva mă calcă pe coada, păi s-o pățească. Dar ei nu s-au așteptat ce o să urmeze. Tema asta a ajuns deja prin toate ziarele, nu știu, mai că pe fiecare gard nu scrie ce cu Energocapitalul. În Transnistria, uitați-vă ce se întâmplă ultimele săptămâni, acolo în genere au descoperit scheme pe unde vrei și la calea ferată și la... În presa rusă scrie deja. Pot să vă spun că în Departamentul Energetic de la Comisia Europeană tot tema asta se discută foarte activ și noi am pregătit niște materiale săptămâna trecută pentru dânsii. Bravo, Sergiu. Și mai continuăm. Pentru că demnitarii europeni și internaționali, în genere partenerii de dezvoltare, trebuie să cunoască că ăștia nu sunt politicieni, ăștia sunt bandiți. Ăsta e mafie. Da? Să fie clar. Și în același timp să vadă că aici, în Republica Moldova, există echipă care propune o alternativă, gândește altfel și este gata să facă lucrurile așa cum trebuie făcute. Deci bine, asta deja toată lumea să va decide pentru personal, pentru sine, cine este această echipă care îl reprezintă. Important deci eu personal avem... n-am fost intimidat, nu știu, poate s-a urmărit, mi s-au spus din două surse că telefoanele se ascultă, Dumnezeu cu dânsul lasă să asculte, nu mă deranjează, dar încearcă să intimideze părinții mei.
Iarăși, nu părinții știu... tăi? Da. Taică mea s-a apucat de construcții vara trecută și a venit inspecția de stat în construcții, domnul Ghenadi Sajăm, Finpar Invest, companie domnului Plohotniuc, da, uți că ia ca un vecin din trei case mai sus, spune că lui, pe dânsul deranjează că de pe acoperiș cad picături și el nu poate dormi. Da, și mă rog, ei nu știu cine sunt părinții mei, părinții da, fițin? Părinții mei tot. Eu de la dânși ca atare multe chestii le-am învățat, așa că să fii foarte liniștiți că o să eu le facem. Eu văd că efectul este invers. Cu cât mai, exact. Mult lume, cu cât mai mult lume citește că cineva este intimidat sau cineva este... Și eu două momente vreau să menționez, da, Natale, două exemple. La protest, tot mai mult lume vrea să meargă la acest protest. Asta e ciudat. Deci reacția este cu totul inversă. Deci, săptămâna trecută mergeam cu un prieten de-a meu, cu Valeriu, am fost la spitalul cardiologic în vizită la un cunoscut și stăteau două femei care ne-au recunoscut, ne vedeau la protest, la televizor și s-a apropiat, da. S-a apropiat și ne-a spus, băieți, ea era gata, auzi că dacă îl vede pe Plahotniuc acolo undeva pe stradă sau nu știu, și dacă ar avea un cuțit, ar fi gata să-l omoare, pentru că deja nu mai e. Nu, aici ne oprim. Asta deci oamenii au ajuns în așa o situație. Asta este ustigare la violență, totuși aici trebuie să ne oprim. Asta și nu... a doilea exemplu, noi acum cu prietenii, cu colegii pe energetică, am făcut un ONG și ne ocupăm de mai multe chestiuni și inclusiv am fost în trei localități unde oamenii au probleme, fie cu tarifele la apă, fie cu tarifele la energie, fie cu situația, transformatorul nu lucrează ca lumea și așa mai departe. Deci noi învățăm pe oameni, îi educăm ca ei singuri să cunoască drepturile, să cunoască legea, să se implice, să ceară de la autorități respectarea și așa mai departe. Deci oamenii sunt foarte activi, chiar sunt interesați să schimbi situația. Nu mai este acea indiferență că poate a veni cineva, poate a veni europeanul, americanul sau rusul să ne facă ordine. Deci oamenii deja înțeleg că gata, nu mai vine nimeni, trebuie noi să ne apucăm să facem ordine la noi acasă. Ce a scris astăzi Liviu Vovc pe Facebook acum câteva ore? Duminică la ora 14, primarii Pele și PDM organizează în mai multe sate din raionul Ieloveni festivaluri. în același timp, reprezentanții PD au contractat toate autobuzele prin țară. Da. Deci asta, da. Nu știu, asta e confirmat. Puteți confirma? Da, eu venind din teritoriu chiar acum, înainte de emisiune, ce ține de nordul Moldovei, au plătit autobuzele ce ține de Dondușeni 4.500 de lei la rutieră ca ea să staționeze pe loc, ca oamenii să nu poată veni. Deci banii sunt plătiți ca, microbuzele să staționeze pe loc, lumea să nu aibă cu ce vine. Într-adevăr, oamenii activi a societății, societatea activă care vrea să vie pe 24 astea, nu o să îi împiedice nici asta. Ei vin a spornească și pe jos cu transportul lor propriu, toate lucrurile, dar lumea o să vie în Piața Mare Adunării Naționale pe data de 24 aprilie. Da, bine, dar ce să facă oamenii care nu au transport propriu, care nu au bani fizic, de exemplu, nu vor găsi autobuze? E greu să vii. Se colaborează. Nu, se colaborează. Am în vedere persoanele care au un transport, deja s-au înțeles la o oră anumită în centre raionale în sate, să cumulezi. Uite, tu ai mașină, eu mă sui cu tine. Am vedere, lumea se pregătește să vie masiv. Vine cu o zi, două, până la vii, până la asta, luni, marți, Ochlița, Chișinău, trenul nu este. Deja de două luni de zile nu merge trenul Chișinău-Ochlița. Da, cum mi-a spus mama ieri, de pălzu, de căvâleaie, nu de dudă protest. Cam așa. Asta e bine, noi aici ne întrerupem pe o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, revenim foarte curând. Am revenit în studio, vorbim despre intimidări și presiuni asupra oamenilor în preajma zilei de protest din 24 aprilie. Iată, Alexandru Slusuri acum mi-a scris pe Facebook, apropo de discuția noastră de acum. Două ore în urmă am publicat această hotărâre. E vorba de acea hotărâre secretă a guvernului prin care a fost oferit ajutor sub garanțiile guvernului pentru cele trei bănci. Am evidențiat persoanele care au semnat și au contrasemnat documentul respectiv. Am propus că cei care au semnat și au votat prezentă hotărâre să achite suma grantată. Acum 20 minute postarea mea a fost blocată, dar fac publicarea repetată. Deci omul a publicat hotărâre, a fost blocată imediat postarea. Cum asta din se face? Lui? Eu nu știu cum asta poate fi, dar iată scrie... Cineva face report la Facebook și da, e posibil, de fapt. E posibil.
Este atacată pagina? Este. Așa, în grup vreo 400, eu vreo 400 de troli, nu mai mult din cât am estimat eu. Cam pe acolo. Da, cineva a raportat, deci e posibil, dar iată omul a republicat. Sergiu, în timpul pauzii noi cu tine vorbeam că după emisiunea noastră ți s-a spus că vei fi atacat în judecată. Dar nu după emisiune, după constituirea comisiei de joi. Deci nu a fost după emisiune, domnul Nichifărciuc, copilașul ăsta micuț care... Deputat PD. Da, PD, care îmblă să-și lege, să-i lege șireturile cuiva, că mai mult nu are ce de făcut, să nu se dea foarte tare în spectacol, că dacă îmi cat mie nod în papru, eu îl găsesc mai mare nod. Atunci dumneavoastră ați spus că domnia sa împreună cu vicedirectorul Procedurilor au venit la dumneavoastră în decembrie și vă convingeau să nu publicați auditul. Să nu public actul de control care a fost făcut. Ca să nu-i scot la iveală, să nu-i scoatem la iveală apartamentele, lotul de casă la vârsta lui are și la altele nereguri care le-a făcut și le face în proporții în raionul Florești. Terenurile agricole, cum se judecă cu companiile, cu careva persoane, afacerile lui dubioase care le are, să stea pe loc, să nu-i aduc aminte la Telenești cum îmbla și cumpăra consiliere de la alte partide pentru PD. Sunt mai multe lucruri. Să stea liniștit, să nu-și facă mari intuiții că... Dar v-a transmis că vă va ataca în judecată. Da, în public la canalul lui, preferat la canalul al Plăhotniuc TV-urile a publicat. Încă mai repet o dată, să nu spui, să nu se-și dea mare erou, că îl privim. Plecarea lui guvernării Plăhotniuc din țară nu o să-l ia cu dânsul, tot o să stea în mizeria de care a venit. Și asta e tot. Sergiu, dar de ce nu poți să faci publice aceste materiale de pe acum, despre averile lui și așa mai departe? De ce trebuie? Nu, o să le fac. Eu am văzut ieri. Natalia, ieri mi-a spus cineva și mi-a spus din satul de Baștină de la Taixu, din raionul Florești. Uite, Eugen a declarat ceva. Mai are tupiu să declare așa ceva? Tot o să fie publicat, sunt multe alte chestii care o să fie publicate la momentul oportun. Mie mi se interesant de ce Poștul Moldovei n-a reacționat. Mai știu după reacție, dar cu ce să iasă? De ce Poștul Moldovei n-a reacționat? Nu are reacționat, nu are cu ce reacționa. Nu are cu ce, că acolo tot asta se întâmplă. Cum poți să spui că nu se întâmplă așa ceva când eu aduc probe, 2014 pachete, 2015 pachete, procuratura în 2014 face anchetă, SIS-ul în 2016 aduce confirmări că s-au găsit o cantitate mare de lot de anabolizante, VAMA declară că o săptămână în urmă iar anabolizante. Cum poți să ieși să spui că nu e așa ceva? Apropo, ca să punem punct în acest subiect, eu după emisiune în Interpol, am primit mai multe mesaje de la oameni diferiți care mă întrebau și îmi pare rău că n-am reușit să te întreb în emisiune, te întreb acum. De ce abia acum ai început să vorbești? De ce n-ai vorbit înainte? Eu am spus. În primul rând, problema era în viața mea privată a familiei mele, pusă în pericol. Într-al doilea rând, nu aveam atât de materiale suficiente ca să demonstrez, să public asta și îmi pare rău. Chiar și unele din canalele acum procurate de Plăhotniuc, cu Aldi Tudăiul, știa din 2014 de prostiile care se fac la Poșta Moldovei. La ce te referi? La Gabriel Călin. Știa de lucrurile astea. Începând, vinind în Moldova 24, un canal care arată crimele care le făcea astea, a avut și el informația dat. Personal i-ai dat? O a avut-o el. În mână la el a fost informația dată. Sunt scurgeri. Am vedere că s-au detașat într-o bine, parte. Bine, e treaba redacției ce să publice, ce să nu publice. A fost decizia lor. Da. Cum să răspunde Dumnezeu cu ei. Revenim la aceste practici de intimidări. Domnul Zadoinov, oamenii, cum se procedeze în cazul în care sunt citați de poliție? Ce deci să există niște ce reguli. Există niște reguli clare prevăzute în legislația Republicii Moldova. În primul rând, Constituția garantează că nimeni nu poate fi chemat pur și simplu la poliție în afara procedurii stabilite conform codului contravențional sau codului de procedură penală. Cu alte cuvinte, trebuie în primul rând să vină o citație oficială. În citație trebuie să fie indicat clar în baza cărei proceduri este chemată persoana
baza procedurii contravenționale, atunci în ce este bănuit trebuie să fie indicat. Dacă în baza procedurii penale trebuie să fie indicat în ce este bănuit conform codului penal. Trebuie să fie oferit timp necesar, 5 zile pentru ca persoana să-și angajeze un avocat și să se pregătească pentru prezentarea la poliție. Împreună cu avocat are dreptul să se prezinte în baza acestei citații și să verifice care sunt învinuiri. Dar ca să înțelegem, multe persoane scriu multe lucruri diferite pe Facebook, pe Одноклассники, pe diferite rețele de socializare despre protest. Da. Există ceva pentru ce tu poți să fii citat la poliție dacă ai scris pe Facebook sau pe Одноклассники? Ce tu nu poți să scrii referitor la protest ca să știi că asta este o încălcare a legii, ca oamenii să fie precauți? Da, în primul rând există noțiune de libertate de exprimare. Este un drept fundamental prevăzut cât în legislația internațională, atât și în legislația națională. Cu toate acestea, acest drept nu este un drept absolut, libertatea de exprimare. Cu alte cuvinte, nu poți să chemi oamenii, spre exemplu, la violență, la încălcare legislației, la cauzarea de prejudicii altor persoane. Aceste fapte sunt ilegale. Și, într-adevăr, codul contravențional al Republicii Moldova prevede că chemarea la violență, la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale a altor persoane poate reprezenta o contravenție administrativă. Deci, în aceste circunstanțe, poliția trebuie să pornească o contravenție administrativă în baza legislației în vigoare, să trimită o citație persoanei respective care este identificată și să-i cere explicații. Dacă persoana spune că nu a avut nicio intenție serioasă, dar pur și simplu era o glumă, spre exemplu, atunci nu apar careva dovezi și probe că el dorea să... Ușor de spus când ești avocat, dar e altceva când vii... Da, deci și se spune că fiecare persoană are dreptul la avocat, are dreptul la apărare, care să vină și să reprezinte persoana în fața organelor de drept. Iată, am primit acum un mesaj la numărul nostru scurt de SMS 7077. Ne scrie Cibotar Eugeniu din orașul Vadulovodă. Da, într-adevăr, se practică despre ce discutați astăzi. Am fost contactat de către poliția criminală sectorul Ciocană pe subiectul protestelor ce au avut loc, comentariile mele pe Facebook și cu privire la protestele ce sunt planificate pe 24 aprilie. Ne aflăm într-un stat european unde oamenii sunt controlați zi și noapte, mai ales cei care mai sunt și își permit să spună ceea ce gândesc. Da, cu toate acestea nu trebuie să fie, deci, limitată persoana la de exprimare. Ce poliție criminală? Ce are poliția criminală cu... Nu are nimic poliția criminală. Nu are nimic cu poliția criminală. Există competența agentului constatator. Poliția criminală se ocupă cu dosarele penale, cu codul penal, cu infracțiunile. Nu are nimic comun cu contravențiile administrative. Deci și aici trebuie de verificat. În ce bază poliția criminală se ocupă cu infracțiuni minore, cum sunt contravențiile administrative, unde trebuie să se ocupe un agent constatator. De obicei, inspectorii de sector se ocupă cu întocmirea proceselor verbale ale contravențiilor administrative. Aici totul trebuie de verificat și această verificare o poate face în primul rând avocat, într-al doilea rând, deci există procuratura care verifică acțiunile organului de urmărire penală și există instanțele de judecată care în ultima instanță verifică legalitatea acțiunilor poliției și persoanelor care efectuează cercetare penală sau contravențională. Așa cum ar trebui să fie, da, într-un stat de drept, da, cum e scris, da, în manuale de jurisprudență, da. Dar din păcate ne aflăm în Republica Moldova. Se știe foarte bine că frica este un instrument extrem de eficient de control asupra oamenilor. Dumitru, ce metode și ce instrumente avem noi ca să nu permitem să ne fie băgată această frică? Eu nu cred că frica este într-atât de eficient instrument în momentul în care ai deja un 90% din oameni care sunt suficient de înrăiți. Eu cred că atunci frica deja ea se topește într-un sentiment cu totul diferit și mult mai puternic decât frica. Frica poți sperie pe cineva care se teme să piardă ceva. Care se teme de, nu știu, de ziua de mâine. La noi lumea trăiește, 90% din oameni trăiesc
neștiind ce o să fie mâine sau peste o lună sau peste trei, da? Știm ce va fi peste 25 de ani. Tot vom plăti, da, nu, iată, asta, aici este garanție. Dacă țara asta o să mai existe, pentru că atât timp cât iată stăm și ne gândim, poate să ne fie fric, poate să ne lăsăm speriați și așa mai departe, între timp țara poate să dispară, știți, la urmă, într-un fel sau alt. Deci, eu nu cred că frica e într-atât de eficient. Totuși, da, există oameni care trebuie în continuare susținuți, care trebuie în continuare ascultați. Ei trebuie să gândească la o frică mai mare, și asta e frica de a pierde în general tot, da? De a nu avea o bătrâneță la urma urmei nobilă, pentru că iată, noi deja, eu cred că generația noastră, unica noastră șansă este să avem, să ajungem la un 55 de ani într-o țară normală. Pentru că acum, iată, 20 de ani... simplă, ori plecăm, ori dar, schimbăm. Dar altfel, de ce să te mai temi? De ce e că mâine să fie și mai rău, dar unii mai rău? Iată, bunica mea, cât mai rău poate să simt. Bunica mea e vegetariană din nevoie, eu cred. Știți, nu din mare... Știți, de... După majorare are 940 nu știu câți de lei pensie. Exact, de ce frica asta e o metodă care e în continuare pedalată, desigur, da? Prin, iată, intimidări așa punctuale, dar tot mai puțini oameni o să teamă, că n-are sens. În același timp, la fel primesc multe mesaje unde lumea mă întreabă: doamna Natalia, dar totuși te spuneți-ne, explicați-ne, pentru ce să mai ieșim la proteste dacă, iată, un an am protestat și nimic nu s-a schimbat? Puterea... Da, s-a schimbat. Eu spun ce scrie lumea. Puterea tot e în mâinile lor. Ieșim, ei și ce mai departe. Nu. Cum răspundeți voi la o asemenea întrebare? Foarte simplu, Natalia. Cum nu s-a schimbat nimic din mâna? Guverne, câte guverne au căzut? Alegerea președintelui de întreg poporul. Dacă nu, spiritul protestatar să nu fie început campania de colectare a semnăturilor ce ține de referendumul, credeți că a vrut să fie alegerea președintelui de întreg popor? Să nu fie spiritul protestatar, să nu protestat noi pe 20 ianuarie. Credeți că a vrut să fie guvernul Filip, a vrut să fie guvernul Plahotniuc? Exact. Sunt tot mai multe lucruri. Să nu fie spiritul protestatar reprezentanții europeni, grandurile care, creditele care vin din Europa, nu au vrut să fie stopate? Nu au vrut să trezim noi țările europene? Uitați-vă chiar orice ședință la Parlamentul European, când vin reprezentanții Republica Moldova, se întreabă: băi, când terminați cu Plahotniuc? Când terminați cu Plahotniuc? Când vă opriți furtului miliardului? Credeți că dacă nu ieșeam eu în studio și spuneam de anabolizantele, domnul Ridman a vrut să spui despre asta? A vrut să mai declare atâtea lucruri? A vrut să fie stopate, lumea intimidată. Lumea deja... cu spiritul protestatar, lumea deja se vede mai învinși, se vede în victorie. Intră în poftă la mici victorii. Și mici, da, mici victorii și vor până la urmă scăpăm de ei. Fără scăpăm. Imediat, Sergiu, pur și simplu, lumea continuă să ne scrie, noi tot discutăm despre intimidare, Lilian Castraveț îmi scrie: bună seara, Natalia, pe Facebook. Mă numesc Lilian Castraveț, sunt din Milești, mici Iloveni. Astăzi acasă am fost vizitat de către șeful de post și mi-am dat seama cu ce scop a intrat la mine, și anume ca pe rețele de socializare, chem lumea pe 24 aprilie să arunce cu ouă în guvernul și parlamentul condus de mafiile Plahotniuc. I-am explicat în două cuvinte că Moldova, după cum știu, timp despre valorile europene, și ultimele proteste din Islanda au demonstrat că ori aceștia schimbă vectorul, și stați liniștiți acasă dacă supraviețuiți. Bine, nu e clar. De ce s-au legat atât de ouăle astea? Este floriile în stilul de religie, în localitățile de... Cu asta se cădonează ouă. Vin copiii de floriri să dau ouă. Tot asta este. Au venit țărane să le dea câte un ou. Guvernării ăștia. Să mai aibă ce mânca și ei. Ca asta mai iau ceva la țară. Iată, lumea scrie tot pe numărul nostru scurt de SMS. La noi în localitate, primarul de la Partidul Democrat organizează adunarea localității.
Prezența obligatorie. Da, probabil, da, probabil putem. Eu vă rog foarte mult să ne scrieți localitatea dacă nu vă este greu, pentru că oricum nimeni nu va afla numărul dumneavoastră de telefon, să nu vă fie frică. Bine, Natalia, eu am luat în Dușan cazuri când primarul de la PD organizează, cum, ajută lumea să vie pe 24 la protest, care spune că chiar nu vreau copiii mei să fie judecați, nu mai vreau, nu mai... Probabil o face pe ascunsele. O face pe ascunsele, deja nu mai poate, de atâta intimidare. Avem cazuri... Da, Sergiu, aici, apropo, spus că da. Primarii PD ar trebui să gândească foarte bine că locuri în avion pentru toți n-ajung, dar eu să rămână să trăiască acolo în sat și o să dăi ochii cu oamenii și să gândească foarte bine cine sunt și cine se lasă. Dar ei nu sunt primari PD, ei sunt fost și amenea și așa. În cazul primarilor nu este corect să spunem primari PD, Pele, Peledemie, Peceremie. Ei sunt primari, mulți dintre ei sunt primari deja au treilea, au patrulea mandat. Cei care activ pledează pentru interesele partidului. Deci mai ziceam din câte două exemple. Amendamentul Furdui a fost anulat. 320 de milioane de lei anual, plătim mai puțin. A fost redus prețul de procurare a energiei de la 6,8 cenți la 4,9 cenți. Nu fură 150 de milioane, fură 90 de milioane, dar tot 60 de milioane de lei, de dolari pe an, plătim mai puțin. Deci asta tot e datorită mișcării protestatare. Deci nu este corect de spus că protestele nu aduc la nimic. Eu cred că asta e doar oricare început, guvernare nu va fi, votăm alta, schimbăm alta, nu contează. În cazul în care funcționarii nu activează în interesul cetățeanului și încalcă legea, trebuie să ieșim la protest. Deci asta trebuie să fie la noi în sânge. Mie mi-a plăcut ce a spus Oleg Brega la 7 aprilie când am făcut manifestarea de comemorare. Democrație înseamnă implicare. Noi asta trebuie să învățăm și să ne trezim din somnul ăsta în care dormităm și așteptăm că o să vină, o să ne unim cu România, o să ne unim cu Rusia, o să ne intrăm în UE și o să ne facă ordine. Nu, fraților, acasă la noi, noi trebuie să ne facem ordine. De câte ori va fi nevoie de atâta ori vom ieși la protest, indiferent cine va fi la guvernare. Roman, tu simți că protestele duc la o anumită schimbare? În primul rând, protestele demonstrează că oamenii știu, recunosc că au acest drept la proteste. Este deja un pas înainte și un pas foarte bun spre democrație, deoarece protestele, dacă ați observat, sunt posibile anume într-un stat unde se respectă drepturile omului, unde există democrația. În China, spre exemplu, protestele sunt imposibile, deoarece nu există un stat de drept. De ce? Asta e foarte bine că există aceste proteste și oamenii ies la proteste de a protesta împotriva problemelor cu care se confruntă. La ce o să aduc aceste proteste? Eu consider că orice protest aduce la o anumită schimbare, în primul rând, în mentalitatea guvernării, în mentalitatea guvernanților care stau la putere. În primul rând, ei văd că există un popor, deoarece acum stau și așa liniștiți și fură cu speranță că poporul nu va veni niciodată și nu va întreba cu ce vă ocupați și de ce noi trăim atât de rău. Iar când ei văd că există acest popor, știți, uneori frica aceasta deja vine la guvernanți, exact. Nu la popor, dar anume la guvernanți. Când nu dă Doamne, acest popor o să se răzbune pe noi, va fi foarte rău. Iată, am primit acum o informație foarte interesantă. Natalia e important, dar nu-mi spune numele în emisie. Nu voi spune, este vorba de o persoană foarte activă din rândurile PD dintr-un raion. PD organizează pentru 24 aprilie ieșirea oamenilor în susținerea guvernării. Locul petrecerii este ținut în secret. Toate autobuzurile pe rute sunt planificate. Au sarcină să scoate fiecare raion câte 2-3 mii de oameni. Nu, măcar așa, bani furați, revarsă în economia națională înapoi. Foarte bine. Transportatorii mai fac niște bani. În susținerea lui criminalilor ăștia de la PD pentru numirea guvernului. Eu personal m-am întâlnit față în față cu angajații de la Poșta Moldovei, care mi-au spus, băi, chiar aveți tupeu să vă duceți să vă închinați în fața lui? A trecut un timp oricare, Sergiu, nu era rușine când i-a spus așa, era multă lume. Ne-au impus să ne scoată. Eu nu cred că e acum să iasă. Bine, dar iată, sunt fiecare raion este Natalia, obligat să scoată 2-3 mii de oameni. Și iată de unde și vine, iată răspunsul la întrebare de ce toate autobuzele sunt, da, sau rutele Natalia, sunt eu am mai vrut să organizez un protest odată cu protestul care noi l-am avut și nu au avut oameni, nu au ieșit oameni la ei și acum tot nu o să iasă. Lumea s-a săturat, deci să fie sub clanul Plahotniuc. Haideți să învățăm pe oameni, în cazul în care sunteți impuși de persoanele aservitului Plahotniuc,
să ieșiți la protestele lor organizate de PDE. Deci sunteți câțiva oameni acolo la locul de muncă sau undeva, scoateți telefonul, filmați șeful. Deci pe ascunțele și trimiteți pe Facebook, discutați între voi personal, și ridicați revoltă. Corect, sunt alte faci surse publici media. Imagini. TV, da. Bine, încă una, dacă chiar într-adevăr îi impun să vie, nu o să vie până la aici, nu o să vie în Piața Mare Adunării Naționale. Acei bașmecheri folosiți transportul pe Neoluș, veniți la protestele lor. Gratis! Pe banii lor, veniți la protest, protestați împotriva lor. Exact. Aici ne întrerupem pe o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, cetățenii continuă să ne scrie pe numărul nostru scurt 7077. În satul Rusește Noi, raionul Ioveni, primarul PD organizează festivalul Cele mai curate gospodării, duminică la ora 14:00. În satul Mulești, Ioveni, primarul Mihai Cătan a fost prins cu mit, iar apoi impus să se afileze cu partidul lui Plahotniuc. Face tot posibil ca să manipuleze locuitorii satului să se oprească protestatarii. Andrei Batereanu. Ce mă bucur, oamenii nu se tem și semnează public numele lor. Eu mă bucur foarte mult pentru curajul lor. Mă numesc Jigailo Ghinadia, raionul Ștefan Lodă, satul Cioburciu. Angajații SIS au fost la mine acasă și mi-au zis să nu îndemn oamenii să vină la protest, că totul ar să fie bine. Interesant pentru cine va fi bine. În primul rând, angajații Serviciul de Informație și Securitate nu au dreptul să aibă contacte fizice cu oameni. Ei sunt sub protecția legii privind secretul de stat. Nimeni nici nu trebuie să vadă fața lor. Deci ceea ce fac ei acum, ei încalcă legea cu privire la secretul de stat. Și Procuratura Generală trebuie să se implice și să se autosesizeze, să verifice cine sunt acești agenți ai Serviciului de Informație și Securitate, cine sunt șefii lor și să-i atragă la răspundere penală pentru abuz și depășire de serviciu. Procuratura trebuie. Care procuratura? Procuratura militară. Ei se ocupă cu investigarea, cu ce se ocupă Serviciul de Informație și Securitate. Aici, apropo, ar trebui ca angajații care se duc nemijlocit în teren și ei să ne mulțumiți de chestia asta că șeful lor îi impune, să meargă împreună la șef și să lămurească om bun. Noi nu vrem să îndeplinim ordine ilegale ca pe urmă să fim atrași la răspundere. Ei nu au dreptul să efectueze investigații, în primul rând. Ei nu au dreptul să pornească dosarele penale sau alte urmăriri. Ei nu au acest drept, pur și simplu. Este încălcare legii. Da, este încălcare legislației. Iată, tot ne scrie lumea asta. Apropo de acea întrebare pe care v-am pus înainte de pauză. Treziți-vă, moldoveni, că mi se face greață când îi aud pe unii dintre voi. Dar ce se va schimba? Există multă lume care consideră că nimic nu se va schimba. Ei, și vom ieși noi încă o dată la proteste. Nu se va schimba dacă ai stai închis într-adevăr în casă, izolat de societate. Atunci nu se va întâmpla nimic absolut. Este adevărat. Nimic nu se va schimba anume dacă nu o să facem nimic. Pentru că ce anume, eu nu știu ce o să fie, dar cu siguranță dacă noi în continuu, deci dacă ai să faci ceea ce ai făcut-o de una, ai să fii și ai să ai tot ceea ce ai făcut, ce ai avut și ai făcut, da? Adică noi nu instigare la violență și așa mai departe, dar totuși scenariul că nimic n-o schimbi atunci când noi nimic n-o să facem. E clar că ei de la sine n-au să schimbi, ei de la sine n-au să schimbi nici metodele, nici oamenii și n-au să plece. Deci ei trebuie plecați. Aici ei trebuie, pur și simplu, alungați. Da, hai să spunem direct. Să fac o analogie. Ei au pierdut orice legitimitate și orice încredere a oamenilor. În așa caz, apropo, vorbeați de Islanda. În Islanda, prim-ministru Islandei a fost demis din cauza că doar a apărut prin documente cu 4 milioane de euro. Da? Noi vorbim de sume... Bine, nu dar mai a fost mari pe lună, pe lună, și guvernul ăsta e sub presiune, deci guvernarea este sub presiune deja de peste un an ca să facă ceva cu asta. Guvernul a fost demis, deci prim-ministrul singurul și-a dat demisia după ce oamenii au ieșit la proteste masive. Bine, 25.000 de oameni, asta nu e atât de mult, dar pentru Islanda... Pentru Islanda asta e un procent. Da, asta e un procent. Fix un procent. Pentru Reykjavik. Oamenii au ieșit la proteste, aruncau ouă și iaurt în clădirea guvernului și parlamentului. Și cel mai interesant lucru că a aplicat exact acel prim-ministru care a venit la putere câțiva ani în urmă pe valul protestelor, când în urma unui mare scandal în sistemul bancar, 3 bănci au fost implicate, lumea a ieșit la proteste, a fost schimbată guvernarea, iată că guvernarea nouă a câștigat, a venit puterea nouă, acum mai știu iarăși pleacă în urma protestelor. Mie îmi pare că
când oamenii nu prea au încredere că ceva s-a schimbat, trebuie să nu uite că acest procedeu și această practică democratică de a face presiune asupra oricărei puteri nu trebuie să dispară a doua zi după proteste. Va veni Maia Sandu, Năstase sau cine acolo la, sau Dodon la putere, asta vigilianță nu, înseamnă, asta nu și... înseamnă că noi trebuie să iertăm așa cum, din păcate, o mare parte a societății civile, a presiei, i-a iertat pe cei care au venit la putere după 2009 pentru că au venit băieții noștri. E, asta s-ai noștri, sunt pro-europeni. Trebuia din prima zi să fim da, să fim cu ei la fel de dur ca și cu foștii. Și asta este, asta este singura metodă de a dresa orice guvernare. Aici vreau să duc, să fac o analogie. Deci noi suntem în situația în care Moldova, ne imaginăm că este o casă și în casă la noi au intrat hoții. Da? Și noi acum încercăm cu binișorul să-i scoatem ori să așteptăm până ori pleca singuri. Deci nu, hoții singuri nu pleacă. Trebuie să punem presiune asupra lor ca ei să plece. Și acum ce se va schimba dacă vom ieși la protest? Deci noi trebuie să protestăm nu doar în piața mare odinări naționale. Aici mă refer la faptul că noi trebuie să ne cerem drepturile în oricare situație, ele sunt încălcate. Ne-am dus la magazin și am primit un produs necalitativ. Ce facem? Ne ducem acasă și ne bocem în piernă, ori mergem să ne cerem drepturile. Ne-au fost încălcate drepturile în altă parte, la spital, la școală, la poliție, undeva. Ce facem? Ne plângem sau încercăm să clarificăm situația? Deci dacă nu deschizi, nu ceri, nu ți se dă. Deci bate și ți se va deschide. Asta e scopul, iată, să pui presiune. În momentul în care, ca să-l completez pe Sergiu, în momentul în care un funcționar care acum e deprins de la orice nivel, da? De la director, șef de direcții, nu știu, funcționar obișnuit și așa mai departe, e cam toți ăștia care au stat prea mult în sistemul public și au de-a face cu oamenii, ca să concretizăm, sau că în deprins să trateze oamenii în mare parte, nu zic, nu generalizez la 100%, dar s-au deprins să trateze oamenii ca vite, știți, ca turmă. Deci în momentul în care un funcționar o să aibă jumate din oameni care insistă și-și cer dreptul pe zi, asta o să fie mai mare durere de cap pentru dâns, el o să trebuiască să schimbe. El o să trebuiască să fie mai respectuos, o să trebuiască să fie mai operativ la urme. Asta e doar așa noi o să schimbăm de la cel mai mic nivel până sus. Și asta, credeți-mă, într-un fel intri în poftă, da? Când vezi că este posibil să faci un set anumit de pași și drepturile tale sunt asigurate. Și aici, apropo, e suficient 1-2 oameni dintr-o mulțime să fie mai activi, să înceapă a pune întrebări și ceilalți deja toți se trezesc. Deci apare entuziasmul ăsta. Trebuie să știi pur și simplu să pui întrebările corect și să dai. Da, dar sunt și alții. Iată, tot lumea ne scrie. Primarul satului Peresecina a spus că trebuie să ne fie frică de Dumnezeu și să nu ieșim la protest. Dar cui este primarul de la Peresecina? Nu știu. Este cumnatul lui Guma. Fost deputat la PD care a fost primarul de la Peresecina, soția lui a fost vicedirector. Asta nici măcar nu este de râs, asta este atât de primitiv. Stai puțin, primarul de la Peresecina, soția lui a fost vicedirector la Poșta Moldovei. Că legăm. Ne temem de Dumnezeu. Care frică de Dumnezeu? Frică... Asta e un exemplu că ei poate au Dumnezeul lor și le iese frică de el. Da. Sandu Cojucar ne scrie că satul Nemureni, raionul Iloveni, vă este buruiat semnalul. Nu ne miră nimic. Două săptămâni în urmă când am avut Interpol cu tine sau Interpol cu Ștefan Orotu, care a declarat și a adus dovezi că alegerile au fost falsificate. În general, două zile n-am avut semnalul pentru că ne-au închis semnalul de pe Sputnik, ne-au exclus de pe Sputnik, spunând că niște televiziuni de la Donbass ne fură semnalul. Iată, tancurile rusești, iau de vină. E clar. Numai o clipă, mai scrie lumea. Vedeți, informațiile curg la noi cu gârlă. Imediat. Lumea scrie informații interesante referitor la protestul. Nu-mi spune numele, deci sunt oamenii care, eu chiar nu-i pot cita, dar oamenii cu siguranță au acces la informație. Care se iei pe 24 în Piața Mare Națională. Numai o clipă.
Bine, asta e altceva. Oamenii au idei cum lumea să fie chemată la proteste. Eu nu voi cum aici pe nimeni la proteste. Fiecare se decide pentru, pentru sine. Nu se decide pentru sine. Se decide. Dacă îi place și se întâmplă, stai acasă. Natalia, în primul rând, protestele o schimbe și o schimbe foarte mult, care cetățenii au dreptul să-și aleagă data alegerilor, cât și aceleași parlamentare și prezidențiale. Am dire că Constituția noastră scrie una, guvernarea criminală face alta. Pentru asta, bine, lumea există lege, trebuie... există lege conform căreia pot fi organizate alegerile anticipate. Alegerile anticipate pot fi organizate de acum încolo doar în două, cu două ocazii. Prima, cade guvernul și nu se reușește să fie numit un guvern nou. 1. 2. Timp de 3 luni parlamentul nu emite nicio hotărâre, niciun act normativ și așa mai departe. Trebuie să fie respectată legea. Ori ei procedează așa cum au procedat cei din Islanda și pleacă simplu. Eu nu știu, dar poate să se autodizolve. Asta e problema lor, să se autodizolve. Nu poate. Parlamentul nu poate să se autodizolve. Bine, se dizolvă guvernul și la revedere. Nu. De ce? Se dizolvă guvernul și la revedere. Da, și la revedere. Sunt întrebarea. Asta e problema lor. Și iartă un procent din păcatele făcute. Asta este problema lor. Lumea propune idei. Nu chemați oameni la proteste, dar la marșul florilor. De duminică de flori se duce cu mărțișori la biserică și se sfințesc. Iar lasă după slujbă să vii toți cu aceste crenguțe de mărțișori în piața mare de nări naționale, să celebreze primăvară și florile. Marșul florilor. Cala Ceicovski, Waltz of Flowers. Bun, noi vorbim despre protest, îi dăm jos așa mai departe, dar între timp trebuie să ne concentrăm și pe altă parte a monedei. Ce facem noi după? Deci trebuie să existe și o alternativă, un plan de, zicem, guvernare care să aibă toate aspectele și social și economic și educațional și așa mai departe, ca noi să știm cu ce se vor duce noile forțe în parlament, în guvern, în ministerie, în agenții și să știm ce să cerem noi de la ei după aia. Deci la subiectul ăsta, din păcate, sunt lacune și sunt restanțe și trebuie să ne concentrăm și pe acest lucru. Cu siguranță. Da, noi, de exemplu, cu siguranță. Pe energetică am aici are, aici are de spus nouă platformă ce are de gând să facă. Aici are de gând Maia Sandu să ne spună ce are de gând pasul să facă. Nu, cu Dodon e mai clar, pentru că el în Parlament își prezintă program. Nu capacități și nu poți să te rupi în șapte direcții, dar asta este important din, și încă din două considerente. Prima, se creează acel program de guvernare, să spun așa, și o opinie alternativă față de anumite procese din economie și din societate. Deci este o voce care spune că asta nu merge, trebuie de făcut așa, că așa este corect. Și a doua, se formează o echipă care va veni și va implementa acest lucru. Deci iată, asupra acestor subiecte noi trebuie să ne concentrăm de asemenea și asta va crea și un sprijin în societate, pentru că lumea va vedea că da, există echipă care gândește altfel, care propune soluții normale și la fel este benefic și pentru partenerii de dezvoltare că se vadă că totuși aici sunt capacități și este o alternativă și putem susține și pe altcineva. Nu susținem stabilitatea creată de mafie. Sergiu, dar vezi care este problema? Eu de fiecare dată când vorbim despre proteste, din păcate am un sentiment de deja viu. Mă duc aminte de 2009, atunci echipe tinere, din PLDME, din PLE, AMENE a fost pe atunci, prezentau programe destul de bunișoare. PLDME și PLE, în general, au spars creierile tuturor tineretului din Republica Moldova. Toată lumea și-a pus speranțele în ei și ei aveau programe extraordinare și au venit cu idei extraordinare. Dar după ce au venit la putere, ceva s-a întâmplat. Nu știu din care motiv, de fapt știm din care motiv, lucrurile n-au mers așa cum noi toți ne-am dorit. Haideți să discutăm și despre altceva. Care sunt metodele și instrumentele să nu admitem ca să se repete istoria din 2009 încoace, când vin oamenii noștri la putere, de fapt aici nici n-ar trebui să existe oamenii noștri sau oamenii lor, vin oameni noi la putere, ne promit una, dar pe urmă iarăși nu-și respectă promisiunile și fac din acest stat ceea ce vor ei pentru afacerile lor și își satisfac deja eu am mai... Bun, noi am mai făcut discuții cu colegii, cu prieteni la acest subiect, a să fie foarte suficient. E vorba de democrație internă în cadrul partidului și de finanțare transparentă și să fie lucrurile astea publice și accesibile pentru oricine. Asta e una la mână și doi, echipa care se propune sau este propusă pentru guvernare
trebuie să fie una care nu este pătată, care nu are schelețe în șcaf, în dulap, să spunem așa, dar care nu poate fi una șantajabilă. Asta e foarte important. Pentru că dacă apar iar filați la guvernare sau alte personaje care anterior au vrut mâna în banul public și ei pot când fi șantajați cu dosare și așa mai departe, noi situația nu o să o schimbăm. Și încă un aspect foarte important, fiecare care se regăsește pe listă și vrea să acceadă la guvernare, el trebuie să aibă o idee clară pentru ce el se duce acolo, ce vrea el să schimbe și în cât timp asta o să decurgă și ce a realizat el până acum și de ce el nu se va corupe și nu este șantajabil. Asta e un lucru foarte important. Eu cred că asta este un lucru foarte important pe care ar trebui să și-l asume nu doar o eventuală viitoare forță politică, dar și societatea civilă. Corect. De ce să nu fie pus pe masă de negocieri un document unde toate partidele care vor participa mai departe în luptă pentru președinție sau în luptă pentru accedere în Parlament să-și asume anumite reguli, anumite să fortifice instituția cu tare sau cu tare, să avem procuratură independentă, să avem un CNA independent, să avem un SIS independent. Apropo, să avem... Deci eu cred că asta este atât de evident și clar pentru toată lumea ce trebuie de făcut. Important este oamenii doar succint și... să o facă. Deci vorbim de 2009 de existența programelor de guvernare, deci da, tu alegi echipa, îi oferi posibilitatea să guverneze, dar în același timp trebuie să existe mecanism de control. Deci tu ai programul de guvernare, societatea trebuie să se implice și să verifice ce s-a realizat și cum s-a realizat. Nu, deci hai, ăsta e lucru mai care mi-a scăpat nouă. Din chiar experiențele proprii, da? Ani la rând, noi aveam program de guvernare, ani la rând aveam planul ăsta de acțiune a guvernului, care cronic este neimplementat până la urmă, sunt ministerii care în proporții de 10-15% poate îndeplinesc și care e rezultatul? Nimic, zero. Deci acești miniștri incompetenți care cum au stat așa și stau pentru că alianță, pentru că înțelegeri, stabilitate și așa mai departe. Nu. Deci, da, noi avem nevoie de alianțe politice pentru că e cel mai bine când totuși noi avem nu o singură forță la guvernare, pentru că vedem comuniști și vedem, iată, ăștia și simptomatic. În momentul în care tu ai o singură forță, se începe dictatura, se începe poliția și așa mai departe. Deci, nu... ai nevoie de mai multe partide care să înțeleagă, care să găsească un numitor comun, care să unească mai multe părți a societății, mai multe opțiuni, dar în același timp, în momentul în care iată, exponentul ăsta, a partidului ăsta, și-a demonstrat incompetența, fie incompetența, fie coruptibilitatea, fie orice n-ar fi, atunci afară și gata. Deci, exact. Momentul, care altceva, hai, nu mai intrăm, că niciun minister, practic, n-a îndeplinit ceea ce, de fapt, s-a obligat. Ei singuri își scriu planurile de acțiuni, singuri, cronic, nu le îndeplinesc. Deci, în momentul în care ai un worst performer, da, cum se răspune, în momentul în care ai un minister, un ministru care a livrat cel mai puțin din toți, ăsta trebuie automat afară, așa, pentru profilaxie. Și mă rog, acum, noi de 3 luni, dacă vorbim tot Europa și ăștia s-au demonstrat mari pro-europeni, noi avem 3 luni, tot fac calendare de reprogramare a acordului de asociere. Eu nu știu câte acțiuni în aceste 3 luni s-au îndeplinit. Noi a fost creată o comisie specială pentru eurointegrare. Tot mai mare o facem, știți? Noi a fost creată o comisie specială pentru eurointegrare. Asta după câți ani? Nici măcar nu 7 ani de guvernare pro-europeană la putere, dar din 2000. Când a fost creată noi în Ministerul Afacerilor Externe. Când a fost redenumit în Ministerul Afacerilor Externe 2009, și al Integrării Europene? Dacă nu greșesc. Deci, de atâția ani de eurointegrare, la noi a fost creată o comisie de eurointegrare. Da, Natalia, dar haideți noi atâta ne-am de ministru. Dar din 2013-2012 s-a schimbat vreun ministru? Nu mai prim-ministru, am de dacă schimbau de la ministerul... Câți ministri noi numiți? 2013, nu s-au mai schimbat, se mutau de la loc la loc. Da, din loc în loc care se vindeau. Dar am de că noi nu avem deja 2 ani de zile un buget... sustenabil. Da, bugetul votat normal în Parlament...
Ei vă vor spune plan? Că dumneavoastră nu avem acest buget pentru că dumneavoastră destabilizați situația în țară. Dar ce, de ce și, fac spiritul protestant? Da, drept urmare a lipsii de stabilitate, noi nu avem buget normal. Corturile, corturile din Piața Mare Dumnezeu. Lumea, din păcate, ne scrie în continuare la criulini în rețeaua de cablu, calitatea semnalului este foarte proastă, practic nimic nu se înțelege, imaginea frânează. Ne pare foarte rău pentru acest lucru, tot ce vă pot propune astăzi să sunați chiar mâine la operatorul dumneavoastră de cablu și să aflați care a fost problema, pentru că de la noi semnalul iese fără niciun fel de problemă. Este clar de ce acest lucru se întâmplă. Este extrem de clar și îmi pare foarte rău că acest lucru se întâmplă într-un stat declarativ, democratic și cu vectorul pro-european. Lumea continuă să ne scrie despre presiuni din raioane. Bună seara, Natalia! În satul Cojușnu, primarul liberal Jureghi cu nepotul său Alexandru Jureghi amenință oamenii cu dosare penale dacă vor participa duminică la protest. Victor. Mai departe, în satul Ghirova, raionul Călăraș, la fel, Partidul Democrat impune primărie să organizeze festival și după asta să se alăture la Partidul Democrat. Domnule Zadoniu, dumneavoastră ca avocat, spuneți-mi, vă rog frumos, după ce au apărut 10 de mesaje de genul acesta, asta numai în misiunea noastră, au apărut alte 10 de mesaje pe rețele de socializare, unde oamenii deschis își declară numele și spun cum la ei au venit fie polițiști, fie le-au spus primarii să nu iasă la protest. Ce ar trebui să facă organele de drept? În primul rând este un abuz de putere, este evident, care de fapt are drept scop intimidarea persoanelor și încălcarea dreptului la libertatea de exprimare, la libertatea de asociere, la libertatea de a protesta. Aici e evident că într-un stat de drept, procuratura trebuie să se autosesizeze, să pornească urmărire și cercetarea penală asupra tuturor acestor fapte, să verifice aceste informații. Dacă într-adevăr ele se confirmă, atunci împotriva acestor persoane cu funcție de răspundere trebuie să fie pornite dosarele penale și ei trebuie să fie trimiși în instanță de judecată pentru stabilirea vinovăției și stabilirea pedepsei. Știți care este cel mai trist lucru? Că acei care au fost implicați în asemenea proces în 2009, înainte de proteste și după proteste, acum au ajuns să fie numiți iarăși promovați în funcție. Problema există în Republica Moldova din cauza că nu lucrează mecanismele democratice. Cu părere de rău, la noi nu există separarea puterilor. Nu lucrează sistemul de drept, nu lucrează organele de drept din cauza că nu există separarea puterilor. Nu există principii democratice în deopște în Republica Moldova. Acum, dacă vorbim de supremație, dreptul de supremație legii, ea nu există. Înțelegeți? Problema constă în principii, în mecanismele democratice care nu sunt implementate. Nu există control societății asupra tuturor activităților a guvernului. Nu există presă independentă. Există niște fragmente a jurnaliștilor, să spunem așa, dar nu presă independentă care trebuie să fie și care să urmărească. Nu mai este posibil să fie o afacere în Republica Moldova. Da. Cu toate monopolurile care există pe piața media, pur și simplu nu mai ești sustenabil ca afacere. Din cauza că nu lucrează. Ori cauți granturi care te salvează, în rest. Da, este din cauza că nu lucrează mecanismele democratice. Noi trăim într-un stat captiv, într-un stat unde mafia într-adevăr înflorește și practic oamenii sunt intimidați și nu au niciun viitor. Deci, trecem la concluzii. Da, vreau să vă rog să le spuneți oamenilor care sunt intimidați acum, care sunt presați. Știți, e una să trăiești în capitală și e alta să fii să lucrezi într-un sat mic, să depinzi de primar, unde primarul a spus una și dacă nu-l asculți poți să pățești încă ceva. Să le spuneți acestor oameni cum ei ar putea să scape de frică. Ce sfat le-ați dat? Eu mi-aduc aminte, eram foarte mic, în 89 și în 91, când a fost Marea Adunare Națională, da, eu țin minte că am fost în piață cu părinții mei, am fost aici. Deci eu foarte mult aș vrea ca fiecare cetățean să se gândească, în primul rând, la ce îi place lui să trăiască în așa situație, îi place când este batjocorit oriunde, ori la poliție, ori în spital, ori când pleacă rudele peste hotare, când se închid afacerile, când pur și simplu nu are cui să se adreseze, să fie apărat. Da? Este abuzat peste tot. Dacă lui place așa situația, atunci lasă să stea acasă. Dacă lui nu-i place chestia asta, atunci să fie la protest și să nu găsească scuze. Și să gândească, mai ales tinerii îndemn.
se gândească că va ajunge timpul când copiilor vor crește mari și vor întreba, mama, tata, dar tu ce ai făcut? Unde ai fost? Ce n-ai fost și tu acolo în stradă? Sau din potrivă, bravo, ai ieșit, uite, eu mă mândresc că am așa părinți. Sergiu. Și se gândească fiecare. Persoanele care sunt intimidate în teritoriu, mai ales în Chișinău, chiar îi rog să iasă să facă declarații publice, să nu le fie frică. Problema și frica clanului criminal este ieșirea oamenilor în stradă. Asta este cea mai mare frică și cea mai puternică armă împotriva lor. Și chiar într-adevăr, având copii mici, chiar băiatul îmi spune de 7 ani, tăticule, duminică plecăm la protest? Da, o să pleci cu mine, o să fii alături, a fost alături familie permanent. Rog încă o dată, lumea să nu fie indiferentă. Acasă nu ne creăm viitorul. Viitorul în Republica Moldova ne-l creiem protestând contra guvernării criminale, guvernării care ne-au furat viitorul, care ne-au furat tinerețea. Fiind în țară, trebuie să trăiesc la limita sărăciei. Pentru ce? Pentru ca 2-3% să le fie bine? Nu. Nu o să plec din țara asta, o să rămân în țară și îndemn toți tinerii din Republica Moldova să fie alături, să nu, că copiii lor să nu învinuiețească că au plecat psihotare. Veniți, vă apărați-vă drepturile de cetățean acestui stat. Roman. Eu cred că este un mecanism de respectare democratică a drepturilor fundamentale ale omului. Important este să vii, să-și exprimi opinia, voința ta și să demonstrezi că tu într-adevăr ai aceste drepturi care sunt constituționale. Și Dumitru? Eu o vorbă dintr-un film. E simplu, curajul e contagios. Deci în momentul în care te simți intimidat, anume respect și chiar felicitări, da? Oamenilor care au decis să spună ce se întâmplă în țară. Asta e bravo și ei trebuie să fie exemplu pentru toți. În momentul în care vezi că se întâmplă ceva, ridică-te și fii primul care spune că asta nu e ok și azi vezi că 2, 3, 5 oameni au să te urmeze. Și asta nu faci pentru altceva decât pur și simplu pentru că trebuie să avem fiecare din noi un sentiment de asta de justiție, da? Intern. E bine ceea ce se întâmplă sau nu e bine? Dacă e bine, atunci stăm liniștiți și ne căutăm de treabă. Dacă nu este bine, vrem asta să continui, vrem asta să fie toată viața. Eu de exemplu, nu vreau în așa țară să îmbătrânesc, cum au spus și toți colegii. Și asta și e motivul din care nu trebuie să tacem, nu trebuie să ne liniștim, nu trebuie să îi lăsăm să ne bage în frică și în pesimism. Asta e primele puncte pe agenda lor. Pesimismul și frica. Da, știți, eu cred personal că frica este un lucru absolut normal, firesc. Nu este frică pentru apropiații noștri, pentru familiile noastre, pentru mamele noastre. Noi ieșim că acolo sunt partide și nu ieșiți pentru partide, ieșiți pentru voi. Da? Asta deci dacă vor fi alegeri, veți decide cu votați, nu votați, voi la protest ieșiți ca să spuneți presiune pe actuala guvernare. Ieșiți pentru voi și pentru rudele voastre, prietenii voștri, copiii voștri, părinții. Asta e. Sergiu, din an de zile toate protestele care s-au făcut în Piața Mare a Adunării Naționale, nu a fost niciun flag a unui partid. Nu a fost nici o lozincă, cum? A partidului. Să că pe 24 nu vor fi stagă. Da, eu ce vreau să spun, că frică este un lucru absolut firesc, dar personal mie îmi este extrem de frică pentru viitorul meu în această țară, în cazul în care nu se va schimba nimic, pentru viitorul apropiaților mei în această țară, dacă nu se va schimba nimic, în general, pentru noi toți, mie mi este frică dacă nu se va schimba nimic. De ce eu nu pot să stau acasă? Mie nu-mi place deocamdată de niciun partid politic, inclusiv de acele partide noi care acum apar, s-au înregistrat sau sunt în proces de înregistrare, pentru că încă n-am văzut acel program care pe mine să mă convingă, dar asta pe mine nu mă face să nu ies la protest, pentru că ies pentru mine și pentru apropiații mei. Noapte bună, ne vedem mâine la ora 21. Și să nu vă fie frică.